este duminică dimineață, băieții sunt în bucătărie și fierb ouă la aparatul nou achiziționat. Să vedem cum funcționează. Da, sunt și eu curioasă cum ești, dar tari vrei să le fierbi, nu? Nu, sunt potrivite, mei. Adică au și bătoaia? Acum oprește de la zero. Am adus aici toate lucrurile necesare pentru mâine, pentru că am început să pregătim rucsacul lui Eddie. Acesta este costumul meu, deoarece după o oră de făcut cursul cu doamna sau domnul profesor, nu știu, să vedem ce este, trebuie să, poate să mai stea încă o oră în apă, dar cu părintele. Singur nu-i lață să, și de aceea mi-am luat și eu costumul. Aici avem niște slipi pentru Eddie. Un tricou pentru apă, la fel tot pentru Eddie și papucii pe care i-am cumpărat recent. Și rucsacul pentru un not. Super! Punem înăuntru? Hai! Punem prima dată ochilor. Așa, împachetează-i, pune-i frumos. Știi să-i împachetezi? Nu, că intră și așa. Și așa intră? Ok. Aia, lasă că aia nu-i punem acolo, costumul lui mami nu acolo, bine? Mami? Da. Bă, dar au loc aici. Știu că au loc acolo, dar uite, acolo să punem... Uite, pe aici, da, dar acolo să punem lucrurile tale, da? Și lucrurile tale, că noi împărțim. Oh, de drăguț din partea ta! Așa este, împărțim. Da, aia da, se pune aici. Da, bine. Că intră. Intră? Ok. Vezi? Intră. Da, am văzut. Am văzut că a intrat foarte bine. Vezi? Da, am văzut. Și ne mai trebuie ceva, ce lipsește? Când ești din apă, ai nevoie de... Prosop. Prosop. Hai să facem un prosop. Super, bravo! Gata rucsacul. Ești pregătit pentru not acum, așa-i? Așa. Acum poți să-l pui pe hol, acolo la unde sunt papucii, lângă papuci, ca să fie pregătit. Mâine când plecăm, numai îl luăm și am ieșit pe ușă. Da? Papucii și dădunți. Papucii de apă sunt înăuntru, dar nu o să pleci cu ei. Pleci cu cei de stradă. Wow! E înalt, să știi. Uitați noua construcție și ultima construcție a lui Eddie. Este destul de înaltă. Așa e? E foarte înaltă. Îl plimb pe Eric aici în cărucior pe coridor. Pentru că numai așa adorme de câteva zile de când este răcit și chiar funcționează metoda asta. Doarme chiar foarte bine așa și îl plimb până adorme. În mașină și ne îndreptăm spre spitalul de copii din Villingen, deoarece Eric se simte tot mai rău. De ieri a început să se simte așa, doar că s-a mai agravat până astăzi. Are temperatură 39, deși am dat sirop pentru dureri și pentru febră. Nu bea lapte deloc, nu mănâncă deloc, doar apă bea și de aceea cred că îl doare și gâtul atunci când închide. Nu poate să plângă cum trebuie, nu poate să respire cum trebuie și când tușește, se neacă. Așa că mai bine să mergem să vedem ce știe și un doctor și să sperăm că ne dă ceva cu un tratament, ceva să-i treacă. Am ajuns la spital, stăm și așteptăm. Mai sunt câteva persoane doar. El este acolo la machetuță și să vedem ce are băiatul. Bine că nu este lumea multă, pentru că de obicei este plin aici. Deci plin, plin. Și trebuie să aștept scorele.
Să se duce acolo să mănânce ceva cât stă la doctor, da, că se plătisește aici. Și așa la mâncare, decât la cât îi dorește la mâncare. Sigur, e foame. Mă, nu duce, 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 nu duce. Imediat intrăm, da? Dragoste mea, imediat, are temperatură. A spus că are doar gripă, i-a dat... Da. Ai spus că era... Am crezut că e unchiul tău, Alex, că se mâna foarte bine, am crezut că e Alex. Bravo, ai mâncat mult, super, ți-a fost foame. Foarte bine. Da? Mersi. Băi, uite, poți să stai jos să-ți termin de mâncat. Nu mai vrei? Ok. Și, uite, puram, cam nici n-am apucat să fac baie, să mă spăl. A zis doctorul că are gripă, i-a dat un sirop de tuse, Nurofen. Și am mai dat niște picături pentru tuse, a zis că are flegmă din aceea și nu poate să o scoată afară și a zis că nu vrea să experimenteze să-i dea antibiotic, pentru că aici doctorii nu dau antibiotic decât foarte, foarte greu, când într-adevăr este nevoie de antibiotic, da. Oh, super, bun, leg, așa eu vreau. Da, o bucățică aia, mult. Și, da, mersi. Și a zis că dacă până miercuri febra persistă și face din nou febră mare, abia atunci o să-i dea antibiotic, dar până atunci nu. Și chiar dacă nu mănâncă și nu bea lapte, a zis că nu-i dea antibiotic. Tati, joci periculos. Păi eu sunt la dietă, încerc să fac dietă aici și tu, uite ce-mi cumpăr. Prăjituri. Și ce fel e mare? Păi, cu ce asta? Cu nuci asta? Cranț, ceva cranț, cred. Da. Pe asta am luat-o pentru tine normal și asta... Păi asta, da. Asta, că care e și dulceață sau ce. Dar întâi vreau să mănânc mâncare, că și mie mi-e foame. Eu ți-a căzut prăjitura. Nu lua de pe jos, nu mânca. Nu aruncăm la gunoi, da? Nu lăsăm acolo, aruncăm la gunoi, dar nu mănânci de pe jos, ok? Că aici sunt bacterii multe în spital. Ce mare e spitalul ăsta? Ok, hai să mergem. Aici am născut eu, în spitalul acesta. Așteaptă, Edi, să vină și tati. Vai, ce plouă afară! Plouă tare, 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 tare. Nu spui gluca, Edi? Stai puțin. Ok, acum. Edi, nu spui gluca? Hai să-ți spun eu gluca. Hai că nu-i departe parcarea, mergem așa. Acolo e parcarea. Ai găsit loc ușor? De parcare, nu? 3, 2, 1 și 1. Hai să fugim. Hai, Edi, șnel! Ce sare, Edi. Ce fum! Scoate chestia asta. Nu trebuie să anunțăm pe cineva? S-a dus Cipri să anunțe că a luat foc chestia aia. Scotea fum. Poftim? Da, dar cred că vrea să plece, nene. Așteaptă aici, Edi, vine aici, că vine o mașină aici, aici, aici. Aici aștepți, da? Până trece. Și s-a dus să anunțe că a luat foc, să vină cineva, să o stingă. Mami, nu mai e bolnav ea? Ba da, este. Trebuie să-i dăm. Mădău ea? Exact. Mami, e mădău bolnav? Nu, mereu, o să-i treacă. S-a dus Cipri, a anunțat că a luat foc, scrumiera aceea sau ce era pentru țigări. Și acum ne îndreptăm înspre casă. O să facem pizza și după aceea ne uităm puțin la desene cu Edi. Și la culcare, că mâine e o nouă zi, mâine merge la grădiniță și de mâine începe cursul de înot. Yay! Yay!